Le cântă din cap. Respirator și nu a mai putut fi salvat. La 2 ore de la accident, în jurul orei 12 noaptea, șoferul a mers singur la poliție. S-a prezentat ulterior la sediul poliției rutiere și a declarat că a fugit pentru că s-a speriat. Chiar dacă bietonul este de vină pentru producerea accidentului, șoferul s-a ales cu dosar penal pentru ucidere din culpă și a rămas fără permis. Nu va ajunge însă în spatele gratiilor. Povestea de dragoste Romeo și Julieta în variantă modernă o regăsim în familia autointitulatului rege al romilor Daniel Cioabă. Tinerii s-au cunoscut pe Facebook, s-au îndrăgostit și ar fi fugit împreună. Acum fata de 16 ani este dată în urmărire internațională. Vedeți telenovela în Observator. Președintele Consiliului Județean Prahova s-a întors aseară la Spitalul Județean de Urgență din Ploiești. În alta curte a decis să-l lase liber, dar sentința nu este definitivă. Pacientul rămâne internat în secția de cardiologie, în momentul de față e pe secția de terapie coronariană. Mircea Cosma s-a întors aseară la Spitalul Județean de Urgență din Ploiești. A fost adus cu ambulanța, la fel cum plecase de altfel spre în alta curte de casație și justiție. Magistrații au hotărât aseară să-l judece în libertate. Șeful serviciului de ambulanță, dar și de un asistent medical, iar asta i-a prins bine. Lui Cosma i s-a făcut din nou rău în timpul procesului. Domnul președinte Mircea Cosma reprezintă un bolnav instabil. De ce? Pentru că